După aplauzele voastre, îmi dau seama că este că iubiți foarte, foarte mult. Eu am povestea mea cu domnul profesor. Este și profesorul meu de vioară. A fost acum câțiva ani până n-am luat pauză și n-am născut un copil și n-am mai avut timp să continui vioara. Vioara rămâne dragostea mea, după balet, desigur. Și ce să zic, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit după o pauză atât de mare, chiar dacă n-am mai organizat evenimente, ați venit cu drag la acest eveniment. Și ce să zic, vă las pe dumneavoastră să spuneți, probabil, vreți să spuneți ce prezentați astăzi? Mulțumesc pentru invitație. Pauza ta a fost cu mult... că nu-mi găsesc internet, așteptam la invitație. O pauză pentru care ai adus multă bucurie pe lume. Bun. Mai predau încă vioară în Târgoviște. Am niște copii minunați care se străduiesc din puterile lor multe să cânte la acest instrument minunat. Și începem cu Delia Dolănescu, care va interpreta o melodie, de data aceasta total neadecvată, Sanie cu zurgălei. Mulțumim frumos! Deci, la o vioară, un instrument clasic, se poate cânta și Sanie cu zurgălei.